Glorificat să fie Domnul pentru harul său cu care ne înconjoară în fiecare zi. Și cuvântul Domnului spune: și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, în această dimineață aș vrea să vă citesc un cuvânt al Bibliei. Un verset al Sfintelor Scripturi din calendarul de texte al cultului creștin penticostal și am ales să rămân la acest text în această dimineață, în fața unui subiect extrem de important, asupra căruia vrem să reflectăm și cred din toată inima că Dumnezeu, în bunătatea Lui, pe cei sinceri, pe cei care vor să reflecteze asupra Scripturilor, va putea să mai concretizeze câteva aspecte importante pentru noi și pentru viața noastră vis-a-vis de Dumnezeul cel Atotputernic. Voi citi un singur verset, și anume versetul 7 din Apocalipsa, capitolul 16. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 7, cuvântul Domnului spune așa: și am auzit altarul zicând: da, Doamne, Dumnezeule Atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, după momentele frumoase de cântare, în care am putut să ascultăm ceea ce Dumnezeu a vrut să ne transmită și prin poezie, stăm în jurul Evangheliei și în fața Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. E unul dintre cele mai importante momente ale vieții, pentru că omul stă în față-față cu Biblia, cu direcția lui Dumnezeu, cu busola lui Dumnezeu, cu GPS-ul lui Dumnezeu. Vreau să apreciez încă o dată inițiativa școlii duminicale de a aduce copii aici la cina Domnului într-un mod special, și am văzut intrând cu carnețele în mână și cu agende. Dumnezeu să îi binecuvinteze. Ei notează, Darina meu acasă era stresat că să-i meargă bine stiloul, pixul, să poată să scrie. Notează, și știți ce m-am gândit gândindu-mă la ei, la faptul că ei notează, la faptul că trebuie să-și noteze acolo în carnețel? Dacă ai noștri copii au venit cu carnețelul să noteze, mai apoi de ce nu să reflecte asupra celor notate, să le țină minte. Gândiți-vă, noi oamenii mari care deseori trebuie să le fim un exemplu și niște îndrumători înspre Dumnezeu, cum trebuie să se vadă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu notat în inimile și în viețile noastre, transformat mai apoi în atitudinele și în trăirile pe care le avem. Vom sta în fața unui subiect greu, foarte greu, dar care îl vom trata potrivit cu Biblia, și îl vom privi dintr-un anume punct de vedere. Nu am pretenția că acest subiect îl elimin în câteva minute de predică. În schimb, cred că vom putea să înțelegem câteva aspecte din subiectul acesta care să ne ajute să reflectăm mai bine la viață și să fim mai atenți la viață. Și anume, ne vom uita în această dimineață în Scriptură să vedem, potrivit cu acest cuvânt pe care l-am citit: da, Doamne Dumnezeule Atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale, să ne uităm la cum arată dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, poate pe alocuri, dreptatea lui Dumnezeu a fost înțeleasă greșit. Și în momentul în care un lucru și un subiect atât de important nu e înțeles așa cum trebuie, parcă nu mai ai direcția bună, nu mai ai toate datele problemei așa cum trebuie. Pentru că noi vorbim despre un Dumnezeu drept. Ne lăudăm cu un Dumnezeu drept. Biblia exprimă faptul că Dumnezeu e drept. Noi trebuie să credem asta, notați, ba mai mult de atât, trebuie să ne raportăm la Dumnezeu,
să-L imităm pe Dumnezeu și să luăm același stil de dreptate a lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la om, să o manifestăm și noi în jurul nostru. Dragii mei, vreau să mai fac o subliniere, să nu vă pripiți să judecați ceea ce eu vă spun până când nu analizați foarte bine Biblia, cuvântul, subiectul, aprofundați, nu vă pripiți. Un proverb popular românesc spune, graba strică treaba și tare mulți și-au stricat și numele și reputația în viață că s-au pripit. Luați lucrurile cu foarte multe așezare, uitându-ne în Scriptură. Pentru că noi ca și oameni, în firea pământească și în mintea noastră umană, suntem foarte predispuși ca atunci când ne gândim la dreptatea lui Dumnezeu să o asociem cu duritate, să o asociem cu prăpăd, să asociem dreptatea lui Dumnezeu cu trăznetul care vine și lovește pe om că a făcut prostii. Asociem deseori dreptatea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, 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 asociem dreptatea lui Dumnezeu cu capătul, zice, și mai ales vine și vorba populară românească și spune, bă, nu ți-e frică că vine Dumnezeu cu dreptatea lui? Ei, cam ce inspiră o astfel de afirmație, nu ți-e frică că vine Dumnezeu cu dreptatea? La ce te aștepți? Când cineva vine și spune, bă, dar ție nu ți-e frică că vine Dumnezeu cu dreptatea lui? Știți la ce ne gândim? Bă, vine Dumnezeu cu trăznetul lui? Vine Dumnezeu cu boala lui? Vine Dumnezeu cu prăbușirea lui? Vine Dumnezeu și te nimicește și te face praf? Nu ți-e frică de asta? Vă rog tare mult să faceți o bună distinție între dreptatea lui Dumnezeu și focul mistuitor care este Dumnezeu la un moment dat. Vă rog să faceți o bună distinție între dreptatea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. O bună distinție să faceți între astea. Pentru că oamenii deseori amestecă lucrurile astea, pentru că oamenii deseori amestecă dreptatea lui Dumnezeu cu judecata de la final, dreptatea din timpul vieții, cu judecata de la final, cu faptul că Domnul e foc mistuitor, dreptatea lui Dumnezeu uneori e pusă într-un context greșit și e înțeleasă foarte greșit. Vă veți uita în Scriptură și veți vedea și în mod special în Noul Testament că dreptatea lui Dumnezeu este învăluită, atenție, învăluită în bunătate. Încă o dată fac sublinierea să mă înțelegeți bine, nu amestecați dreptatea cu judecata. Nu amestecați dreptatea cu focul mistuitor, că astea sunt niște consecințe ale acțiunilor oamenilor, e altceva. Dreptatea lui Dumnezeu este învăluită în bunătatea lui Dumnezeu. Tocmai de aia dreptatea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă după Biblie, nu după capul uman, că după mintea mea spune, bă, dreptatea lui Dumnezeu e drept, ai greșit să te trăznească. Și veți vedea pe parcursul predicii. Dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu este învăluită, îmbrăcată în bunătatea lui Dumnezeu. Noi venim și spunem și textele Bibliei nenumărate și vom analiza multe texte în dimineața aceasta. În nenumărate texte ale Bibliei arată că Dumnezeu e un tată bun, dar în același timp e și drept. Nu, joacă-o pe asta. Dumnezeu e bun, în același timp e și drept. Tocmai de-aia e Dumnezeu. Poate îmbina două lucruri extraordinare. De-aia e Dumnezeu. Ceea ce mintea omului deseori le separă foarte greu. Noi dreptate, încă o dată repet, te gândești la dreptate, te gândești la duritate. Când dumneavoastră vă gândiți la un profesor și dacă cineva vine și exprimă, am un profesor, bă, îl are dreptatea cu el. Parcă și când exprimăm asta, o spunem așa într-un mod agresiv, bă, îl are dreptatea cu el. Cu ce te gândești când vine copilul și spune, mamă, tată, am un profesor care ține la dreptate, îl are dreptatea cu el toată ziua. Știți care e prima reacție a părinților? Să dea pe voi. Las că e bine cu are, să dea pe voi. Pentru că deseori noi asociem dreptatea cu judecata, asociem dreptatea cu trăznetul, asociem dreptatea cu mânia lui Dumnezeu. Ascultați-mă, nu, că la un moment dat ele se întâlnesc pe undeva, e cu totul altceva. Da, se întâlnesc pe undeva. Dar vreau să vă arăt dreptatea lui Dumnezeu, vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură și ascultat, Psalmul 71:2. Atenție! Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Uitați-vă la omul lui Dumnezeu, la psalmist, care spune, scapă-mă în dreptatea ta, în dreptatea aia lui Dumnezeu înțeleasă de noi oamenii, cine scapă? Care suntem aici atât de drepți în care să spunem noi, bă, scapă-mă tu în dreptate, care a mai scăpat de aici?
Dacă am luat-o așa după cum ne-am gândit noi la prima imagine, care a mai scăpat? Uitați-vă la psalmist, spune, scapă-mă în dreptatea ta, și vrea să transmit așa, eu mă raportez la dreptatea ta, mă încred în dreptatea ta, cred în dreptatea ta extraordinar, cred că tu nu faci rabat, scapă-mă în dreptatea ta. Vă zic un alt verset, un alt psalm, 85:10, ascultați, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Adică unde-i dreptatea lui Dumnezeu, în urma dreptății lui Dumnezeu rămâne pace. Pace. Deseori în urma dreptății umane rămâne război. No, înțelegeți dreptatea lui Dumnezeu, în urma dreptății lui Dumnezeu rămâne pace. Și zice, bunătatea și credincioșia se întâlnesc. În perimetrul dreptății lui Dumnezeu, bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Aici nu putem să divizăm versetul ăsta, nu putem să luăm doar o jumătate după cum ne place, luăm tot contextul. Și vine Biblia și ne arată că lângă dreptate, care dreptatea e cea care ține foarte aproape pacea, bunătatea și încredincioșia se întâlnesc. Imaginați-vă cam ce atmosferă creează dreptatea lui Dumnezeu. Vă citesc un alt cuvânt, Psalmul 89:14. Dreptatea, și ascultați, și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Lăsați un pic versetul ăsta, permiteți-mi să vi le explic. Dreptatea și judecata sunt temelia. E baza. E ceva cu un așezământ puternic. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Dar împrejurul scaunului de domnie, atmosfera o creează bunătatea și credincioșia, care sunt înaintea feței tale. Imaginați-vă pe un Dumnezeu care stă drept pe scaunul lui de judecată, înconjurat de bunătate și credincioșie. Credincioșie față de ce? De legământul pe care l-a făcut cu oamenii. Credincioșie față de dumneavoastră, cei care ați pus într-o zi în apa botezului că îți veți urma până la moarte. Tocmai de aia spunem noi că Dumnezeu nu rupe legămintele niciodată. El rămâne credincios legământului făcut. În fața scaunului de domnie, care e ceva drept, orice împărat, da, ceea ce îl caracterizează pe un împărat puternic e dreptatea, în fața scaunului de domnie, ceea ce produce atmosfera extraordinară este bunătatea și credincioșia. Și ascultați, Psalmul 101:1. Ascultați ce zice Biblia și gândiți-vă la versetul ăsta cu mare atenție. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Dragii mei, dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi doar prăpădul ăla care ar veni în secunda 2, ce ar putea să cânte oamenii? Dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi înțeleasă doar prin această, din acest punct de vedere, ai greșit, te-ai executat, ce-ar putea să cânte oamenii? Pentru că voi cânta înseamnă că voi aduce voie bună. Dreptatea lui Dumnezeu, pe lângă că aduce pace, dreptatea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că aduce liniște, aduce revigorare extraordinară, dreptatea lui Dumnezeu aduce voie bună, aduce regenerare. Unde este dreptatea umană, unul pleacă supărat și unul pleacă bucuros. Unde este dreptatea dumnezeiască, amândoi pot să plece bucuroși dacă stau strânși legați de Dumnezeul cel drept. Pentru că, dragii mei, dreptatea lui Dumnezeu, noi de ce cerem dreptatea lui Dumnezeu? Eu când spun aici, Dumnezeu să coboare cu dreptatea sa între noi. La un moment dat o zis cineva într-o biserică și discutam cu un prieten de-a meu subiectul ăsta și a zis, bă, frate Alin, am zis în biserica pe care eu o slujesc, Dumnezeu să coboare cu dreptatea lui între noi. Și am zis-o în predică, scandal în sfatul frățesc, frate, ne-ai blestemat de la amvon, bă, serios! Păi cum ai zis să coboare dreptatea lui Dumnezeu? Ați înțeles-o voi greșit dreptatea lui Dumnezeu.
Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, e claritate. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, se vede clar, se vede limpede. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, e voie bună. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, e pace. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, tulburarea dispare. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, omul poate să meargă înainte cu demnitate. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, se cântă biruințele. Unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, se vede înaintare și propășire. Tocmai de aia, dragii mei, ascultați-mă bine, drepte sunt judecățile lui Dumnezeu și noi trebuie să ne supunem acestor judecăți drepte ca să ne putem face o analiză profundă a vieții atâta timp cât suntem în viață și să ne așezăm sub adevărata dreptate a lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vrem să trăim conform cu dreptatea Ta, să stăm mereu pe traiectoria Ta, să aducem voie bună. Ascultați-mă bine, un om care trăiește după dreptatea lui Dumnezeu, în jurul lui produce entuziasm. Doamne, ajută-ne! Când cineva nu mai produce voie bună în jurul lui, când cineva nu mai produce entuziasm, când cineva nu mai produce pace, când cineva nu mai face în așa fel încât bunătatea și dreptatea să fie împreună, să fie mereu la oaltă, ascultați-mă, înseamnă că acel om nu trăiește după dreptatea lui Dumnezeu. O repet încă o dată, să fiu bineînțeles, țineți minte și notați, un om care trăiește după dreptatea lui Dumnezeu e un om plăcut de oameni, e un om care produce atmosferă frumoasă, ți-e drag să stai în jurul acelui om. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. O, cât e de important să te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, să trăiești după dreptatea lui Dumnezeu. Și acum permiteți-mi în câteva puncte să vă arăt cum arată dreptatea lui Dumnezeu. Și ascultați, în primul rând, să țineți minte, dreptatea lui Dumnezeu întotdeauna pune eticheta corectă. Atenție, dreptatea lui Dumnezeu întotdeauna pune eticheta corectă. Dreptatea umană deseori e subiectivă. A cui pruncul? A lola, merge. A cui? E ok. Dreptatea lui Dumnezeu nu face asta. Notați, dreptatea lui Dumnezeu pune întotdeauna eticheta corectă. Cum să nu stai sub dreptatea lui Dumnezeu? Când pui eticheta corectă în viață, ai pace. Când pui eticheta greșită, suferi mai apoi. Nu că Dumnezeu nu-i drept, e că n-ai statut sub dreptatea bună. Dreptatea lui Dumnezeu pune întotdeauna eticheta corectă. Ca și oameni care deseori am judecat după dreptatea minții noastre, am pus uneori în viață etichete greșite. Am etichetat pe unii, pe alții, am pus etichete, mai apoi ne-am raportat la ei după etichetele noastre, după dreptatea noastră. Nu, dreptatea lui Dumnezeu pune eticheta cea mai corectă. Biblia arată că Dumnezeu nu poate să-i spună neprihănirea un păcătos și nici să-i spună, bă, tu ești un nenorocit și un păcătos la un sfânt. Dumnezeu nu amestecă, ba mai mult de atât, arată Biblia în felul următor, în Roman 2:11, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, pentru că nu se are în vedere fața omului, Dumnezeu din cer în dreptatea lui pune eticheta corectă. De ce trebuie să ne temem de un Dumnezeu drept? Pentru faptul că Dumnezeu ne pune eticheta corectă, mie Dumnezeu îmi pune eticheta corectă, dumneavoastră Dumnezeu vă pune eticheta corectă, exact aia care este, exact așa cum suntem. Dumnezeu nu face rabat, bă, eu hai să fac un pic de rabat că ăsta e pastor la Efrata. Și dacă e pastor, dacă e deacon, dacă e presbiter, hai să fac un pic de rabat, bă, trebuie un pic să-i mai îndulcesc. Nu, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeul cel drept întotdeauna pune eticheta corectă. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Păi cum să nu mă încred într-un astfel de Dumnezeu? Drept. Noi ca și oameni suntem subiectivi. Mai știți povestea aia? Ce bă, ce rău cântă. Și când te întorci și îl vezi că e pruncul, tot zice, nu a prins o notă, dar în general sună bine. Pentru că, dragii mei, întotdeauna e atât de măreț și de superb acest Dumnezeu care știe să pune eticheta corectă. O, Dumnezeu în etichetarea Lui se uită în detaliu. Noi luăm de multe ori la grămadă, la paușal. Venim și spunem, bă, cântă frumos, are el niște probleme așa în viață, bârfitor. Bârfește de îngheața apele. Da, cântă frumos. Bă, lasă, cântă frumos. Și dacă cântă frumos, deseori dreptatea umană subiectivă zice, bă, numai partea asta o vedem, că el cântă frumos. Fals. Dreptatea lui Dumnezeu nu face așa. Dreptatea lui Dumnezeu spune, el cântă frumos, că Dumnezeu e drept, Dumnezeu nu ți-a ceea ce ai, e drept.
Dar mai apoi vine Dumnezeu și spune, dai și un bârfitor de nota 10. Pentru că de ce trebuie să fim foarte atenți și să ne temem de un astfel de Dumnezeu? Pentru că viața merge înainte. În momentul în care viața merge înainte, ascultați-mă bine, în momentul în care viața merge înainte și noi ne confruntăm cu diferite probleme în viață, anii se derulează și la un moment dat noi credem că Dumnezeu ne ia doar bucățica asta, că Dumnezeu se uită la doar la ce facem bun, că Dumnezeu nu se uită și la ce facem rău, că doar pe mine mă cheamă Alin Nemes și Dumnezeu mă ia pe mine cum că mă cheamă Alin Nemes, niciodată. Dumnezeu vine și spune, Alin Nemes face bine asta, dar face foarte rău asta la altă. Fratele Cutare face bine asta, dar face foarte rău asta la altă. Și asta la altă, bucățica asta, îl întinează și îl face să n-ajungă în cer. Hai să vă citesc din Biblie. Apocalipsa, capitolul 2, îngerului bisericii din Efes scrie-i. Ascultați. Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfetnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, etichetare impecabilă, știu că tu faci asta, știu că faci asta, știu că faci asta, știu că faci asta. Și la un moment dat, Domnul am zice, noi ar fi trebuit să se oprească aici. Dar Domnul întotdeauna când face o etichetare, o face corect. Nu ca oamenii, corect. Și continuă Domnul și spune, dar totuși îți mai pun o etichetă. Ai părăsit dragostea din tâi. Scrie pe eticheta asta ta, ori tot ce ai făcut înainte bun, este notat, îți drept, nu ți-au nimic din ce ai făcut bun, dar pe partea cealaltă, pentru că Dumnezeu în dreptatea lui etichetează corect, eu îți scriu și celelalte lucruri. Dragii mei, înaintea unui astfel de Dumnezeu care pune eticheta corectă, care nu e subiectiv, care nu e coruptibil, care nu poți să-l mituiești, știi, Doamne, păi eu am fost cel mai bun cântăresc din biserică, nu-mi treci cu vederea niște treburi. Înaintea unui astfel de Dumnezeu care pune eticheta corectă, cam cum ar trebui să trăim noi? O, dacă ar fi fost dreptatea lui Dumnezeu după dreptatea umană, ar fi fost complicat. Eu am greșit. Mi-au pus alții etichetă greșită pe unii oameni și am privit prin etichetarea umană. Și a trebuit să mă duc să-mi cer iertare de la un bun coleg de-al meu, prieten, un destoinic slujitor al lui Dumnezeu, care n-am avut niciodată niciun schimb de vorbe cu el. În schimb, în mintea mea îl priveam ciudat pentru că cineva, un hândrălău, s-a încumetat să mi-l ponegrească. Și-au pus o etichetă greșită și au trecut ani de zile și îl priveam și îl priveam rău. M-am dus într-o zi și am spus, omule bun, vreau să te iau în brațe, ascultă-mă bine, eu am greșit. Am greșit datorită faptului că m-am luat după dreptatea unui om umană care a pus o etichetă și m-am luat după el, nu după dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii greșesc și pun etichete, și sunt cumetă, Emma, o zic pe aia, o știi și tu. Mă fiți atenți, mă sună un frate. Frate Alin, te rog să mă ierți, ce s-a întâmplat? Ema știe povestea. Îl știe și el pe frate, nu le zici la nimeni. Îl ținem noi, că așa-i drept. Ce sunt, frate Alin, eram într-un cerc și la un moment dat cineva a început să vorbească de tine. Prima mea reacție a fost, bă, dar mă cunoaște? Nu, nu te cunoaște. Da, e clar, mi-am dat seama, e bun. De plictiseală, la semințe, oamenii mai găsesc câte un predicator să mai... Și la un moment dat zice, a început să zic, și eu, zice, m-am băgat în discuție. Și am început să zic și eu că ei, da, așa-i, așa-i, și să admit ceea ce ei zic, da, așa, bă, și la un moment dat discuția a devenit foarte învolburată, extrem de interesantă, toată lumea, bă, Alin Nemes, stai să zic eu ce știu. Și după aia ăsta la un moment dat zice, frate Alin, și eu m-am dus acasă așa mustrat. Bă, zic, până aici e bine. Și zice, am început să dau telefoane. Și am început să mă interesez și am constatat de fapt că nu era absolut nimic adevărat. Și după aia, păi am sunat pe ea și le-am zis că-s răi. Bă bun, ai rezolvat-o cum ai rezolvat-o cu ei. Dar eu te întreb pe tine, am zis către el un aspect.
Auzi, ce crezi că a privit Dumnezeu în dreptul tău, la tine? Ce etichetă a pus Dumnezeu pe tine când tu te-ai lăsat dus de val și n-ai mai stat atent să judeci lucrurile după dreptatea lui Dumnezeu? Cam ce crezi? Era programat să vină la noi să predice. Mă întreabă, mă mai primești? Mai, ar fi nedrept să nu te mai primesc. Da, hai. Ispășește-ți de păcatele și hai. Știți cât e de ciudat când oamenii pun etichetele lor și nu lasă pe Dumnezeu să pune eticheta lui? Dar vreau să mai fac sublinierea asta cât se poate de corectă. Noi am pus etichete greșite pe oameni. Și pentru faptul că uneori am pus etichete greșite pe oameni și ne-am comportat potrivit cu etichetările noastre, unii nu sunt aici. Unii au plecat. Că am pus noi eticheta mea, dumneavoastră, am pus noi și am etichetat noi și am zis, bă, la așa e, că așa cred eu. Și n-am văzut lucrurile după criteriul lui Dumnezeu, după dreptatea lui Dumnezeu. Și oamenii nu mai sunt aici. Și mă întreb, cine va da socoteală într-un zi pentru ăia? Cine? Tocmai de aia, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. Dreptatea lui Dumnezeu pune eticheta corectă. O, dar pe noi. Hai să vedem un pic la noi. Dar pe noi pune Dumnezeu eticheta corectă. Să nu cumva să credeți că Dumnezeu în dreptul nostru face rabat. Hai să-i trec cu vederea că El e X. Niciodată. Dumnezeu te va eticheta și îți va spune că ești exact așa cum ești. Și pentru asta zic din toată inima glorie lui Dumnezeu. Știți de ce? Că dacă și Dumnezeu ar fi coruptibil, ar fi grav. Să nu uitați, dreptatea lui Dumnezeu pune eticheta corectă. Și când stai înaintea lui Dumnezeu, de ce credeți că zice Biblia să vii înaintea Domnului așa cum ești? Să nu te dai drept altul, pe El te cunoaște. El a pus etichetă pe oameni, a pus etichetă pe oameni. În dreptatea lui Dumnezeu, e atât de superbă dreptatea asta lui Dumnezeu, că la un moment dat au venit oamenii cu femeia prinsă în prea curvie. Ascultați, o explicație, o posibilă explicație a unor teologi. La un moment dat zice Biblia că Domnul, când s-a ridicat de jos, o zis cel fără de păcat să dea cel din tâi cu piatra. Și zice Biblia așa, au început să iese rând pe rând afară, începând cu cei mai în vârstă. Și cineva mă întreba, zice, de ce crezi că ori început să plece cei mai în vârstă? Bă, nu știu, n-am explicație. Dar ziceai că îți dau eu o posibilă explicație, spun eu. Zice, îți dai seama că ea în vârstă după vreo 60, 70, 80, 90, 50 de ani, nu știu câți ori fi avut cei în vârstă de acolo, după o viață de zeci de ani trăită. Care n-ai cum, bă, în viață, nu o să poți să fii numai ață. N-ai cum, ești om. Când ea s-a gândit, cine să dea cu piatra, ăla fără păcat? Pe ce ăsta nu ne știe ce etichetă avem? Noi ne putem da cu o altă etichetă, dar el ne știe eticheta, n-are rost. Las-o așa, hai să plecăm. Pentru că, dragii mei, înțelegeți, înaintea lui Dumnezeu, zice Biblia, totul e gol și descoperit. Noi ne putem da drept alții, cum vrem noi, și să ne iasă în fața oamenilor o bucată de vreme, să ne iasă. În schimb, în fața lui Dumnezeu, niciodată, eticheta lui Dumnezeu e corectă, gloria lui Dumnezeu pentru asta. Doi, ascultați dreptatea lui Dumnezeu în al doilea rând. Dreptatea lui Dumnezeu, învelită în bunătate, îi dă omului șansa pocăinței. Dreptatea umană, deseori, taie și spânzură. Dreptatea lui Dumnezeu dă șansa pocăinței. Vă citesc din Biblie și ascultați. La un moment dat, Dumnezeu alege să îi dea omului șansa pocăinței ca omul să nu poată să spună, Doamne, n-ai fost drept cu mine. Mie nu mi-ai dat șansa să mă pocăiesc. Mie nu mi-ai dat șansa să iert. Mie nu mi-ai dat șansa să iubesc. Mie nu mi-ai dat șansa să-mi rezolv problemele. N-ai fost drept cu mine. Și atunci când ajungi în fața scaunului de judecat al lui Dumnezeu, să nu poată nimeni să spună, Doamne, n-ai fost drept. Mi-ai luat șansa la pocăință, mi-ai luat șansa la iertare, mi-ai luat șansa la iubire, mi-ai luat șansa. Nu, ca să nu poată nimeni să spună, Dumnezeu, uite, eu sunt drept și în dreptatea mea îți dau șansa la pocăință. Aduceți-vă aminte de Petru. La un moment dat Petru se leapădă și țineți minte câteva aspecte din contextul ăsta. Petru se leapădă într-un mod jalnic. Petru se leapădă într-un mod sub nivelul mării, deplorabil. La slujnicele de acolo, la oamenii care îl înconjurau, la un moment dat
alții cu oamenii și vorba te dă de gol. Bă, măcar dacă tăcea din gură, dar și ăsta era maca-maca, bă, taci măcar. Orice pusă tore, să tore, a surprins că l-au auzit, zice, bă, vorba te dă de gol, că ești de al lui. Și începe la un moment dat Petru, într-un mod groasnic, să se lepede de Fiul lui Dumnezeu, de cel care a fost lângă el, de cel care l-a iubit, de cel care l-a ridicat, de cel care l-a ajutat în nenumărate contexte. Și la un moment dat se leapădă, se jură, se blastămă, dacă îmi permiteți, redevine Petru pentru câteva momente un ateu, nu-l cunosc, nu știu cine îi, și exprimă ateismul dur, Petru, bă, nu-l cunosc, nu știu cine îi. Și dar cu toate astea, ascultați-mă, Petru a făcut toate astea și fără să țină cont și de faptul că a fost și avertizat. Oh, de ce îi spunem noi unui copil care face o prostie și noi îi spunem, nu te ducă, pici în groapă. Și copilul pică în groapă. Știi care e prima reacție a tatălui? Bine ți s-a întâmplat, că ți-am spus să nu te duci. Asta e dreptatea umană. Ți-am spus să nu te duci acolo, că e groapă. Ce ai căutat acolo? Imaginați-vă pe Petru că a fost avertizat înainte. Petre, Petre, vine vremea când o să te lepezi. Petre, ascultă-mă. Și Petru își arată și atitudinea. Eu niciodată. Se leapă de Petru în ultimul hal. Se leapă de Petru într-un mod deplorabil. Se leapă de Petru într-un mod atât de ciudat și de groasnic. Ce am spune noi în prima instanță când ne gândim la asta? Ce ar merita Petru în secunda 2? Bă, după toată lepădarea aia cruntă, după toată lepădarea, ai plecat din biserică, mă. Ai plecat și ai făcut de râs, mă, poporul ăsta. Bă, după toată lepădarea aia cruntă, știi care-i locul tău? Undeva acolo în spate, ascultă-mă, tu nu ridici capul, vii la și 5 și pleci la fără 5. Pe cum adică, mă, să faci? Asta ar spune deseori dreptatea umană. În schimb, uitați-vă la dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu îi dă la Petru șansa pocăinței. Pentru că când e mulțumită dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu e mulțumită când îl trăznește pe om? Nu. Dreptatea lui Dumnezeu e satisfăcută și mulțumită când păcatul e scos afară. Când păcatul e scos, Dumnezeu zice, acum ai dreptate. De fapt, ăsta e scopul. Ca omul să scoată păcatul afară. Și Domnul în dreptatea lui, ca omul să nu poată să-i spună, știi, n-ai fost drept cu mine, nu mi-ai dat șansa pocăinței, nu mi-ai dat șansa reabilitării, nu mi-ai dat șansa întoarcerii, m-ai lăsat așa și după aia m-ai dus în țărna pământului și am, uite, Dumnezeu v-a dat șansa întoarcerii, ne-a dat Dumnezeu șansa reabilitării, nimeni nu va putea să spună, n-ai fost drept cu mine, îi ridică Dumnezeu pe unii de pe patul de suferință, îți cu un picior în groapă și Dumnezeu îi ridică să-și mai arate bunătatea în dreptate și să-i spună, te-am ridicat ca să-ți mai dau șansa. Șansa întoarcerii, din păcate, și atunci unii întorc spatele. Și Dumnezeu spune, am fost drept cu tine. Dacă ia un copil nota 4, ia un copil o notă de 4 și vine acasă. Și în momentul în care vine acasă cu o notă de 4, un părinte în ușă, nici nu apucă să-i spune nimic, îi dă două palme de-l întoarce ca titirezul și noi asistăm la asta. Spune-și ce ea spune. Bă, nu-i corect. Bă, nu ești drept. Bă, luat o notă de 4. Bă, nu ești drept. Asta nu-i corectitudine. Asta nu-i dreptate. Și ar întreba acel tată, și care-i dreptatea? Știi care-i dreptatea? Să-i dai șansă să-și repare paturile. Să-i dai șansă ca lângă patul ăla să-i adui de 10. Asta e dreptatea, învăluită și învelită în bunătate. Așa face Dumnezeu. Oh, că dacă Dumnezeu ne-ar fi luat la palme, de câte ori am întors noi spatele, unde ar fi fost viețile noastre? Dar Dumnezeu, ca să nu putem să-i spunem, n-ai fost drept cu mine, nu mi-ai dat șansa întoarcerii, nu mi-ai dat șansa pocăinței. Dumnezeu e bun și e drept și îți dă șansa întoarcerii. I-a dat șansa lui Petru și ascultați ce zice Biblia. Zice Biblia în felul următor. Așa a ieșit afară Petru și a plâns cu amar, când o cânta cu coșul și își dă seama Petru de ce face, nu a venit trăznetul lui Dumnezeu, nu a venit, dacă vreți, apăsarea lui Dumnezeu, a venit pocăința lui Petru. Petru a valorificat momentul ăsta, a zis, Dumnezeu, nu o să pot să-l acuz de nedreptate, a fost drept cu mine și mi-a dat șansa pocăinței. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. În dreptatea lui Dumnezeu, învelită în bunătate, Dumnezeu ne dă șansa pocăinței. Și o subliniez încă o dată, nimeni nu va putea să spună, Doamne, nu mi-ai dat șansa să mă împac cu fratele meu. Nu va putea să spună, pentru că suntem în viață. Și Dumnezeu, cât suntem în viață, știți ce așteaptă? Căință, pocăință, să se facă dreptate, să fie scos păcatul afară și să rămână Hristos în centru. Doamne, ajută-ne pe toți.
Știți ce zice Biblia? Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, că de fapt ăsta e scopul dreptății lui Dumnezeu. Vreau să fac dreptate și îți dau șansa pocăinței pentru că vreau ca în viața ta să fie dreptate. Eu sunt un Dumnezeu drept și pentru că sunt un Dumnezeu drept și nu mă vei putea acuza că nu ți-am dat șansa, uite, ți-o dau. Hai să mergem la poporul Ninive. La un moment dat și analizăm textul ăsta un pic. Auziți ce zice Biblia? Merge Iona și la un moment dat Iona zice, cale de o zi intră în cetate și o zi întreagă Iona strigă. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. După sentința asta lui Dumnezeu, ce te aștepți? Prăpădu. Și vine Iona și nu spune dacă, parcă, de-o fi, de n-o fi, mai găsiți. Nu, Iona a fost foarte direct și foarte clar. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Punct. Ce înseamnă încă 40 de zile? Oamenii aia din Ninive, așa cum erau ei, că nu deosebeau unii stânga de dreapta, au avut inteligența lor și au zis așa. Dumnezeu a venit în dreptatea lui și în dreptatea lui ne-a dat sentința. Asta a făcut Domnul cu Iisus Hristos. În dreptatea lui s-a dat sentința. Plata păcatului este moartea. Cineva a trebuit să moară. Dar ascultați ce face Dumnezeu, s-a gândit ea din Ninive. În dreptatea lui s-a dat sentința, dar tot în dreptatea lui învelită în bunătate ne dă timpul pocăinței. Dar de ce nu i-a trăznit Dumnezeu a doua zi? Ce-a fost cu somația aia de 40 de zile? Dar ce trebuia la Dumnezeu să pregătească artileria grea? Mai am nevoie de 40 de zile să mai duc ceva pe încerc, să văd cu ce să dau pe voi. Credeți? Nu. Acel încă 40 de zile era dreptatea lui Dumnezeu. Oameni buni, Ninive, e o cetate stricată, a ajuns până la culme păcatul din Ninive. Nu mai pot să-l mai suport. Și vine Dumnezeu, asta e dreptatea lui Dumnezeu care trebuie înțeleasă așa cum Dumnezeu vrea. Da, uite, eu vin și dau sentința. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Dar acești oameni, în inteligența lor extraordinară totuși, au spus, băi, oameni buni, încă 40 de zile ne-a mai dat Dumnezeu timpul ăsta de pocăință, glorie lui Dumnezeu. Amin. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu nu era neapărat satisfăcută când îi trăznea pe ea. Dreptatea lui Dumnezeu a fost mulțumită când oamenii au scos păcatul afară. Și auziți, și vine Biblia și spune, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un poș și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care îl hotărâse să-l facă și nu l-a mai făcut. Oameni care spun că trăiesc după dreptatea lui Dumnezeu, dacă cumva i-au zis că vă spun, n-are rost să mai faci nimic, că Dumnezeu nu te mai primește, vă dau un scris că e anus de la Dumnezeu. Păi de era o nebunie, ce faceți, bă? Luăm, căutăm saci. Și ce nu știu? Păi de ce? Păi uite așa să ne pocăim. Păi pentru ce? Păi voi n-ați auzit sentința? 40 de zile și sunteți executați? Voi chiar n-ați auzit? Dar, dragii mei, acești încă 40 de zile era dreptatea lui Dumnezeu învelită în bunătate. Vă dau șansa pocăinței. Câți dintre noi mai suntem încă în viață? Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Oare vă gândiți de ce? Noi venim și spunem, ne-a mai dat Dumnezeu și a început fratele Ema azi dimineață, ne-a mai dat Dumnezeu încă o dimineață, încă 40 de zile, încă o duminică. Știți de ce ne-a mai dat Dumnezeu încă o duminică? Să înțelegem că Dumnezeu pune eticheta corectă. Nu vă jucați, Dumnezeu nu-i coruptibil în a pune etichete. Cum ești, așa te notează. Ne-a mai dat Dumnezeu încă 40 de zile, ne-a mai dat Dumnezeu încă o duminică, ne-a mai dat Dumnezeu încă viață, ca omul să aibă plânsul pocăinței, ca a lui Petru, ca în dreptatea lui Dumnezeu păcatul să fie scos. Se spune despre un cardinal francez, un preot francez care la un moment dat a fost mutat la țară. Și când a fost mutat la țară, preotul ăsta la un moment dat zice că toată Franța a devenit parohia lui. Foarte mulți oameni din Franța mergeau la el. Și mergeau două tipologii de oameni. Oamenii care mergeau și plângând își spuneau păcatele. Plângeau. Bă, se scuturau de plâns. Se boceau. Părinte, am și mințit. Părinte, dar eu am și păcătuit. Părinte, eu l-am și bârfit pe ăla. Părinte, uite ce am făcut. Părinte, te rog, fă ceva.
Și după ce se spovedeau în felul ăsta, după ce se căiau în felul ăsta, spune povestea asta că acest cardinal, acest preot, la un moment dat îi ia în brațe, le zâmbește, îi strânge și le spune: poți să pleci liniștit că totul va fi bine. O, dar vine a doua tipologie de oameni. Relaxați! Părinte, zice, auzi, am făcut și eu ca toți ceilalți, da, am mai bârfit. A, ce să fac, toată lumea bârfește. Auzi, părinte, n-am făcut eu chiar așa de grav, că nu sunt mai rău ca aia la alți. Dar ai drept că am mai mințit și eu, că acum asta e, am dat-o. N-am ce să facă, și aia la alți mint. În lumea în care trăim, părinte. Și după ce asculta pe cea de-a doua categorie, preotul începea să plângă în hohote. Și ăștia îl întrebau șocați: dar ce faci, părinte? Dar de ce plângi? Și preotul îi spunea: plâng lacrimile pocăinței tale. Pentru că Dumnezeu e drept, pune o etichetă corectă și în dreptatea lui ți-a mai dat șansa să te pocăiești. Și uite, eu plâng lacrimile pocăinței tale, unde-s? Înțelegeți de ce Dumnezeu în bunătatea și în dreptatea lui ne-a mai dat încă? Ne-a mai dat o zi, ne-a mai dat har, ne-a mai dat sănătate. Pentru că niciodată Dumnezeu nu vrea să fie acuzat acolo: Doamne, nu mi-ai dat timp. Care dintre noi vom putea să spunem: Doamne, nu mi-ai dat timp să mă întorc? Niciunul. Toți care sunteți aici și care suntem aici, suntem încă în timpul lui Dumnezeu. Ascultați rolul pocăinței. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, atenție, El este credincios și drept. El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Glorie lui Dumnezeu. Amen. El e drept. Și în momentul în care vii, cât încă mai poți, Dumnezeu e drept. În ultimul rând, am să vă mai arăt un model al dreptății lui Dumnezeu. Revin din nou puțin la Petru și aduceți-vă aminte de ce a făcut Petru, de momentele complicate a lui Petru. Domnul moare, înviază și la un moment dat când își dă întâlnire cu ucenicii, nu uită să facă o specificare. Spuneți-i și lui Petru. Pentru că știți ce vrea să ne mai învețe Dumnezeu în dreptatea lui? Ascultați-mă. Că în momentul în care Dumnezeu uită, noi trebuie să imităm dreptatea lui Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu iartă, în momentul în care Dumnezeu șterge, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte. Atenție! Dumnezeu nu te șantajează cu trecutul tău niciodată. Ați văzut oameni care te șantajează cu trecutul tău? Nu-s drepți. Și nu trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Păi da, ar fi putut Domnul să spună: bă, de cumva vine și Petru, vă rog să-i spune să intre ultimul. Să stea undeva într-un colț, că cu Petru nu prea vreau să am de-a face. Cum adică? Petre, nu s-o lepăda nimeni ca tine, mă. În halul ăla, nimeni niciodată. Petre, subiect închis. Dar Domnul face specificarea asta pentru că Dumnezeu ar spune, e nedrept să-i mai țin în seamă lui Petru după ce s-a căit. E nedrept. Și Dumnezeu zice, eu sunt drept. Și pentru că sunt drept, nu-i mai țin în seamă la Petru păcatul lui după ce s-a căit. Știți de ce vă spun asta? Pentru că noi trebuie să imităm dreptatea lui Dumnezeu. Și noi care trebuie să fim drepți ca și Dumnezeu, ascultați-mă, să nu cumva să șantajați pe cineva cu trecutul lui, că e ilegal, să nu cumva. În momentul în care cineva se căiește, în momentul în care cineva se pocăiește, în momentul în care cuiva îi pare rău, dacă Dumnezeu nu scormonește în trecut, numai diavolul scormonește în trecut, Dumnezeu nu scormonește în trecut, dacă Dumnezeu nu scormonește în trecut, cine sunt eu sau dumneavoastră să scormoniți? E nedrept. Să aduci de multe ori lucrurile, poate chiar dureroase ale trecutului, să le pui în casă, să le pui în viață, să le pui între oameni, e nedrept. Că la un moment dat soțul și soția au avut niște schimburi de vorbe sau de momente când s-au căsătorit în primii ani și din păcate unii care nu trăiesc după dreptatea lui Dumnezeu, când au copiii 13-14 ani, ăștia scot trecutul și își aruncă vorbe murdare în fața copiilor, e nedrept.
Le stricați adolescența. De ce? Că tu scormonești trecutul care e nedrept. Domnul nu a zis, bă, ascultați-mă, să-i spuneți la Petru să nu apară prin zonă. Dar Domnul a zis, spuneți și lui Petru. Pentru că căința lui Petru a atras iertarea lui Dumnezeu. Căința lui Petru a atras binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte, nu mai vrea să-și aducă aminte. Tocmai de aia mersul înainte trebuie cu demnitate și cu devotament. Că Dumnezeu e un Dumnezeu drept, care spune, bă, ar fi nedrept să te șantajezi cu trecutul tău. Și când oamenii șantajează unii pe alții cu trecutul lor, e ilegal. Opriți-vă din asta de o faceți, că nu-i corect. Ascultați ce zice Biblia, adună Domnul pe toți în Matei 28 și le spune așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și ascultați ce zice ultimul verset. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții până la sfârșitul veacului. Și Domnul putea să zică, iată că eu sunt cu voi, mai puțin cu Petru. Petru, cu tine nu prea. Pentru că a luat Dumnezeu pe un astfel de om, pe Petru, unul care a căzut, unul care a avut momentele alea atât de groaznice de lepădare, dar a avut momentul de căință și Domnul a zis, dacă tu te căiești, e drept să te primesc. E drept să te îmbrac cu putere. E drept să fiu lângă tine. Dragii mei, în dimineața aceasta noi stăm înaintea unui Dumnezeu drept, care, ascultați-mă bine, unde vede căință, unde vede că păcatul e scos afară, e drept. Nu mai vine să ți-l aduc aminte. Nu mai vine să te bâzie cu el. Nu. Nu mai vine să scormonească în trecutul tău. Știi ce face? Când te vede că tu ai scos păcatul afară, că te-ai prăbușit ca și Petru, că ți-ai plâns plânsul cu amar, că ai avut puterea recunoștinței vizibile, că ai avut puterea pocăinței vizibile, o stare pierdută. Că ai avut puterea să spui îmi pare rău și să dovedești asta, că doar că îmi pare rău, pistol cu apă, toată lumea zice, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău, zero! Fără o pocăință profundă, mă, îmi pare rău că te-am supărat. Și vreau să-ți arăt asta până ne duce Dumnezeu în mormânt pe amândoi, că îmi pare rău. Și părerea mea de rău se manifestă printr-o trăire atentă. Nu mai vreau să te mai supăr, nu mai vreau să te tulbur, nu mai vreau să-ți răscolez viața, nu mai vreau să te întorc pe dos. Pentru că te-ai căit, am încheiat socotelile, am mers înainte, ne-am luat în brațe, stop! Oameni buni, prea mult se joacă cu asta. Și vii și vorbești un Dumnezeu drept și îi calci dreptatea lui Dumnezeu în picioare. Ascultați-mă bine, Dumnezeu în dreptatea Lui nu mai vine să-ți scormonească trecutul și păcatele de care te-ai căit. Dumnezeu în dreptatea Lui, dacă ai puterea căinței, vine să te ia în brațe, Petre! Din tine, din unul care te-ai lepădat, dintr-un om de nimic preț de câteva momente, fac un om extraordinar să se cunoască peste veacuri, că Dumnezeul cel drept îi ia pe oameni și îi ține pe brațe, că îi vrea să-i ducă până în împărăția lui Dumnezeu, că vrea să-i călăuzească cu dreptate. Niciunul dintre noi nu vom putea să spunem, n-ai fost drept cu mine, nu mi-ai dat șansa. Niciunul. Suntem în dimineața asta aici și poate trebuie să te duci să-și ceri iertare. Ascultă-mă, e drept să o faci. Și mai apoi dovedește că îți pare rău. Suntem în dimineața aceasta aici și poate trebuie să ne căim de multe lucruri. Ascultați-mă, Dumnezeu e credincios și drept și ne primește. Se mai uită la căința noastră. Dumnezeu pune etichete, oricum le pune. Știți ce e important? Ca etichetele lui Dumnezeu să fie puse în favoarea noastră. Mântuit, salvat, restaurat. Pentru că și în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a mai dat încă har, încă 40 de zile, încă o duminică, încă o cină, încă momente de părtășie. Nu vei putea să spui, Doamne, ai fost nedrept. Dumnezeu va spune, am fost foarte drept. Ți-am dat har, ți-am dat timp, ți-am dat vreme. Ți-ai pus tu etichetele tale și ai crezut că eticheta ta e bună. Nu, nu, nu. Lasă-L pe Dumnezeu să pună eticheta, că eticheta lui Dumnezeu e dreaptă. Să te vezi prin prisma lui Dumnezeu. Mai apoi să ai puterea pocăinței ca a lui Petru.
că Dumnezeu în dreptatea și în bunătatea Lui îți dă puterea pocăinței. Să plângi cu amar. Unde sunt, dragii mei, plânsul ăsta cu amar? O, pentru câți trebuie să plângem, care vin așa de senin și spun, a, am greșit și eu. Mai apoi se întorc, fac aceleași lucruri. Eram într-o biserică undeva în Occident și eu la final fac chemare în față. La un moment dat, iasă un frate, prezbiterul bisericii, cel mai bun predicator din biserică. Eu mă apropiu de el, pun mâna pe spatele lui, că el era deja în genunchi, a plecat și am zis, bă, nu pentru tine am făcut chemarea. Și-a zis către mine, dacă am ieșit numai eu, asta e seara mea. Eu am nevoie de pocăință. Eu am nevoie că Dumnezeu în dreptatea Lui mi-a mai dat har. Uite, mi-a mai dat încă o seară de cercetare. Dragii mei, nu veți putea să spuneți, Doamne, n-ai fost drept cu mine, pentru că biserica e frata, părtășiile de aici, predicile de aici, cântările de aici vă vor judeca într-o zi. Zice la un moment dat Biblia, bărbații din Ninive vor răsândi pe alții. Pentru că bărbații din Ninive s-au pocăit. Bărbații din Ninive au valorificat cele încă 40 de zile. Nu vom putea să spunem, Doamne, n-ai fost drept cu mine. Ne-a așezat Dumnezeu într-o biserică frumoasă, nu te feliți. Ne-a așezat Dumnezeu într-o atmosferă frumoasă, nu o faceți praf. Ne-a așezat Dumnezeu între oameni a lui Dumnezeu în diverse forme, nu ștergeți cu ei pe jos, că nu-i drept. Înțelegeți că Dumnezeu e cel care pune etichete, nu noi. Am pus de prea multe ori etichete noi. Și am pus etichete greșite. Și Dumnezeu în bunătatea Lui e drept și ne mai dă vremea pocăinței. Ce har! Pentru că vrea mai apoi, când îl vede pe om că se ridică, tot pentru că e drept, spune, vreau să te întăresc. Petre, du-te și fă ucenici din toate neamurile. Botează-i, transmite-le puterea lui Dumnezeu, fă să se cunoască că ai un Dumnezeu mare. Și din omul restaurat, care a continuat să trăiască în dreptatea lui Dumnezeu, când la final au zis unii, bă, mori ca un câine, nu contează. Eu față de Dumnezeul cel drept, așa vreau să rămân. Ce ziceți dumneavoastră? Ne întâlnim cu Petru, cu Pavel, cu Sila, cu Isaia, cu Marcu, cu Matei, cu Ioan. Ne întâlnim oare cu ei în cer? Da. Dar știți cine? Aia care trăiesc după dreptatea lui Dumnezeu. Opriți-vă din a pune etichete. Nu știu, habar n-am de ce insist pe asta. Nu mintea noastră are adevărul absolut. Nu! Greșiți, ascultați-mă! Dumnezeu are adevărul absolut. Lăsați-L pe El să pune etichete. Partea noastră e prăbușirea în pocăință, ca și Petru. Atât ne rămâne nouă. Eu dacă n-aș fi în poziția mea de păstor, să trebuiască să-mi dau cu părerea în anumite situații datorită poziției mele, nu mi-aș da niciodată. Pe cine mă cheamă pe mine să-mi dau cu părerea? Mă întreb de ea care și-o dau tătăzua fără să le-o ceară nimeni. Oameni buni, ascultați-mă, greșim. Greșim și greșim rău, rău. Și pune Dumnezeu etichetă pe noi și nu o să ne convină că El e drept. El nu pune etichetă, că nu, cum am vrea noi, că nu-i coruptibil, nu-l corupe nimeni. Pe sfinți, pune sfânt. Pe păcătos, pune păcătos. Pe idolatru, pune idolatru. Pe om curat, pune curat. Glorie lui Dumnezeu pentru asta.